Eu cred că este timpul ca aceste valori pe care le avem noi în arta vizuală să fie respectate așa cum se cuvine. Și mă gândesc că ca și în orice municipiu, oraș mare, care se respectă, implicarea în artă a primăriei și a Consiliului Local trebuie să fie mai profundă. Oamenii aceștia ar trebui cumva mișcați ca să vină în mijlocul nostru, să-i cunoască pe oameni, să vadă cât suflet se pune și câtă pasiune și cât talent în acest lucru de artă. Și sunt convins că dacă am reușit să îi mobilizăm și pe acești oameni, am putea face ca turdenii noștri, artiștii noștri, să fie mult mai bine cunoscuți în țară și în străinătate. Meritați acest lucru, vă felicit, lucrurile sunt minunate. Cred că înainte de a ne ajuta primăria, în anul 2500, eventual, să ne ajute, după cum văd eu că se mișcă treaba și politica aici. Dar vă îndemn altceva. Faceți-vă pagină pe internet, luați legătura și cereți prietenia la artiști, căutați-i mult, mult, mult. Adunați-i pe toți în paginile voastre acolo. După aceea o să vedeți cum curg cererile de prietenie. Și în relațiile astea, în mesaje, în totul, să vedeți cum începe să se schimbe, cum încep să-și schimbe oamenii părerile. Uite, mai ce frumoasă lucrare ai făcut tu. Și eu mă împărbătesc cu colegii de peste mari și țări. Și îmi dau seama că sunt artiști foarte mari. Mi s-a întâmplat un caz din New York, o personalitate mare. Vai, ce lucrare frumoasă! Și nu mă perie. Îl simt că e sincer. Și spun în felul următor. Bine, dar tu care ești acolo, în New York, ai făcut, ai atâtea expoziții. Și îmi spune în felul următor. Știi ce? Ce merit mult mai mare am eu decât tine? Vai, dar pe că eu eram așa mic, nu știam unde să intru față de ce lucrări are persoana respectivă. Și îmi spune așa, în mesaj, m-am născut aici, tatăl meu are o firmă mare, Institutul de Arte e aici sub nasul meu, într-adevăr am talent și am lucrat. Dar tu care ești acolo și te zbați și te consumi, îmi pare foarte rău că o spun. Pe tine nu te bagă nimeni în seamă. Ești într-un orășel mic, în România, nu ești în București. Nu ești nici măcar în Cluj. Ai fost și ai plecat de acolo. Așa că te rog, îmbărbătează-te și să lucrezi și să faci. Și să știți că foarte mult vă ajută. Încercați să faceți treaba asta, să vedeți. Mult mai mult o să ne ridicăm așa, cunoscându-ne alții, decât să așteptăm. Sigur că și de la primărie a venit domnul viceprimar de atâtea ori și foarte drăguț, domnul Neneș. Și alții. Și le-au trimis flori și, mă rog, bine. Eu, în loc de flori, aș fi trimis niște culori sau un stimulant de pânze, câțiva bani acolo și în sfârșit. Deci asta este părerea mea. Este un gest de mare generozitate, pentru că cei care organizează manifestări de Ziua Națională a României și care au pus afiș în centrul orașului, nici nu s-au gândit la dumneavoastră și la ceea ce faceți dumneavoastră, că această expoziție să apară pe acel afiș, care este foarte sărac. Și spun sărac pentru că în toate marile orașe din Transilvania și din țară, este sărbătorită această zi cu spectacole grandioase, cu capete de afiș, cu artiști mari,
Și aici, la Turda, nu se întâmplă nimic. Deci eu cred că în primăria Turda și în Consiliul Local Turda, sentimentul patriotic este zero. Doar atât am vrut să spun că îmi pare foarte rău că nu există o relație cu Casa de Cultură și cu Comisia de Cultură și cu cei care au trebuit să aibă mai mare grijă de oamenii de cultură din orașul nostru. La anul când se țin zilele Turzii, nu o să ne bage nimeni în seama. Atunci o să ne cheame să facem o expoziție eventuală la teatru. Singura explicație este faptul că cultura dăunează grav mediocrității. Alte explicații nu am. Dar în ceea ce privește implicarea primăriei sau a autorităților, nu sunt de acord cu dumneavoastră, din păcate. Pentru că eu cred că trebuie să existe punți între oameni. Primăria este o instituție, o clădire în care lucrează oameni. Și dacă noi nu construim punți de legătură, atunci e normal și firesc ca să nu vină în casa noastră, pentru că nu știm să comunicăm. În primul rând, problema comunicării este cea defectuoasă. Doi, în ceea ce privea ideea paginii de Facebook, în primul rând, Filarmonia trebuie să aibă o pagină de Facebook cu toți membrii și după aceea fiecare să fie pus în valoare de către respectiva pagină, da? Și în al treilea rând, am să vă povestesc o poveste, de fapt un fapt real, care mi-a fost la rândul meu, l-am auzit de la cineva, mi-a fost povestit. La un moment dat se încerca un schimb cultural cu o anumită țară europeană, într-un context, și a fost invitat un mare profesor de universitate să vină să țină cursuri într-o anumită universitate. Și a spus, da, cu plăcere, vin în România, nu e nicio problemă. Mai că eu trebuie să știu schimbul meu cine este. Și zice, dacă îmi răspundeți pozitiv la trei întrebări, atunci voi veni în România. Are expoziție personală la Guggenheim? Nu. A participat la Bienala de la Veneția? Nu. Are o lucrare în colecția Guggenheim? Nu. Atunci nu putem să vin. Vă mulțumesc frumos. Și în special, datorită dumneavoastră organizatorilor care aveți capacitatea și puterea de a duce către oameni și către sufletul lor frumosul care este construit în sufletul fiecărui producător de artă care este în spatele acestor picturi. Toate elementele care sunt redate aici vin să ne înfrumusețează sufletul și bucuria noastră este și mai mare văzând că în Turda se petrec chestiuni deosebite. Vis-a-vis de participarea politicului la aceste evenimente, probabil că era bineînțeles o măsură de atenție din partea lor, chit că sunt în campanie electorală, dar probabil că noi digeram mai puțin din frumosul expus în această seară. Așteptăm să treacă și aceste sărbători, în mod special Ziua Națională a României, care este o sărbătoare dragă sufletului meu și al dumneavoastră, pentru că nu-i așa, în condițiile actuale ale realităților internaționale, noi suntem într-o poziție deosebită aici, cu multe influențe și cu multe amenințări care se văd și care nu se văd. Toate aceste zbate care sunt în cadrul națiunii se
mai potolesc și se domolesc cu aceste vernisaje și care ne aduc în suflet, cum am mai spus, o bucurie a existenței noastre pe acest pământ. Mulțumesc tuturor artiștilor pentru prezentarea lucrărilor și pentru bogăția de elemente spirituale care ne-a încântat sufletul în această seară. Mulțumesc!